Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Educația, o ediție specială dedicată legăturilor Gorjului cu Casa Regală a României, de fapt Gorjul și Casa Regală am intitulat noi emisiunea, o să vedeți că sunt și alte subiecte, pentru că avem plăcerea să revină în studio domnul profesor dr. Gheorghe Nichifor, vicepreședintele Consiliului Județean, dar mai ales istoricul cu același nume și președintele Societății de Științe Istorice, filiala Gorj. Bun venit în emisiunea noastră! Bine v-am regăsit! De ce insistam cu acest subiect și am reușit să vă aducem până la urmă în emisiune? Pentru că, iată, în ultimile zile au coincis două evenimente. În ultimele săptămâni, anul acesta, dumneavoastră ați lansat cartea Gorjul, Casa Regală a României. În același timp, în ultimele zile, vineri, la sfârșitul săptămânii trecute, principele Nicolae a fost în Gorj, o vizită de câteva ore până la urmă, dar dumneavoastră i-ați fost, practic ați fost anfitrion întâlnirii, l-ați însoțit la muzeul de la Curtișoara, l-ați însoțit la Mănăstirea Lainici și bănuiem, de fapt, telespectatorii au putut vedea în prezentarea noastră de pe Facebook și i-ați și înmânat această carte și câteva din cunoștințele despre familia regală și județul Gorj. Am dreptate? Lucrurile, practic, s-au derulat cam așa. Cu o zi înainte am fost la un eveniment la București despre care... O să vorbim, timp, da. O să vorbim, care are legătură cu istoria și cu, până la urmă, și viața culturală a Gorjului. Moment în care mi s-a insuflat așa o idee de către prietenul nostru comun, de către Andrei Popete, să fac așa un popas scurt și la Palatul Elisabeta, unde să ofer celor de acolo și această carte care a apărut acum. Apoi lucrurile într-adevăr s-au succedat, cum spuneți dumneavoastră. Președintele Consiliului Județean m-a rugat să-i ofer această carte și principelui care a doua zi urma să vină la noi și sigur o să intrăm în detalii. Dar ca să preîntâmpim cumva așa și alte întrebări, sunt convins că ele or să vină, preocuparea aceasta personală pentru monarhie este mai veche. Chiar la teza mea de licență susținută în 1983, am găsit elemente care parcă nu se loveau, ca să folosesc așa un termen din viața sportivă, cu ceea ce știam noi. Și indiscutabil cum monarhia era la vremea respectivă un segment de istorie oarecum tabu, după evenimentele din 1989 mi-am sporit preocupările față de această istorie a monarhiei românești, în primul rând. Și a ieșit împreună cu o colegă de breazlă, ca să spun așa, dar fostă... La vremea eleva, respectivă, așa, că vremea, a părăsit... Și s-ar putea să fi fost și colegi, Maria Bizomescu, a ieșit o cărticică intitulată Regina Marii Uniri, care s-a bucurat de un anume succes la vremea respectivă, mai ales că așa cum am spus... Era și deschizătoare de drumuri la vremea aceea. Era deschizătoare de drumuri. Ea frecventase cercul imaginarului de la Lucian, coordonat de profesorul Lucian Boia și profesorul meu și al tuturor celor care suntem aici. Și sigur că sub coordonarea sa a avut o teză de licență care viza aceste aspecte și împreună am aprofundat-o și a ieșit această carte, repet, cu elemente de noutate. Sigur, n-am putut să ratez reluarea subiectului în 2018, când la centenarul Marii Uniri se impunea și, într-adevăr, am reușit două ediții ale cărții Maria Regina Întregitoare de Țară și Neam. Prin urmare, eram suficient de mult familiarizat. La un anume moment, prin 1990, a apărut un almanah gorjeanul și acolo am găsit eu locul să public câte ceva despre, controlat foarte riguros de profesorul Manoniu, George Manoniu, să public câte ceva și despre Carol al II-lea. Și iată, încet, încet au început să prindă contur
aceste personaje și relațiile lor cu locul. Am folosit sursele care mi-au fost la îndemână, dar și ceea ce au scris colegii noștri aici în plan local și iată, să spunem așa, într-o manieră mai accesibilă decât celelalte cărți ale mele, a apărut această lucrare care vizează relațiile Gorjului cu Casa Regală. Această carte se găsește în librării, poate fi găsită de cei care doresc? Sigur că da, este în librărie, este apărută foarte curând la această editură pe care eu am început să o frecventez de la Brăila și sigur că deja a intrat, sunt convins, și la Biblioteca Județeană. Biblioteca Județeană achiziționează din librăria Mihai Eminescu. La celelalte instituții, mă refer la care eu lucrez, mă refer la Serviciul Județean al Arhivelor Naționale și la Muzeul Județean, le-am oferit personal. Dar ce aș vrea să vă spun despre carte în sine? Inițial am avut intenția să îi prezint succint pe suverani și atât, dar între timp am adâncit cumva cercetarea și am plecat de la ceilalți suverani de dinainte de 1866 care au avut o relație oarecare cu Gorjul. Și cum lucrarea mea de doctorat se referă la Alexandru Ștefulescu și la opera sa istoriografică, firește că el este cel care ne furnizează cele mai multe elemente despre domnitorii de la Târgoviște, de la București și prezența lor în viața Gorjului. Neîndoielnic am plecat de la Litovoi, pentru că până la urmă el este inițiatorul prestatalității românești, ca să spunem așa. Și cum Litovoi este și primul moment de manifestare românească a independenței, iarăși am considerat oportun să îl prezint. Mulți dintre domnitorii noștri au legături cu Gorjul. Unii dintre ei pare să că odihnesc chiar în pământul nostru. Este vorba de Basarab cel Tânăr, Țepeluș Vodă, cum a fost numit, și care pare aș afla rămășițele pământești la Glogova. Unii spun că ar fi fost transferat la Bistrița. Sunt marile nume ale istoriei noastre. Mă refer la Mircea cel Bătrân, care s-a întâlnit aici cu regele Ungariei Sigismund de Luxemburg, la Tismana. Mă refer la Neagoe Basarab, care pare să că este născut la Glogova. Apoi de toți ceilalți, Mihai Viteazu, Constantin Brâncoveanu și așa mai departe. Indiscutabil, elemente pentru acest prim capitol le-am avut și din celelalte lucrări ale mele. Vă amintiți chiar din acest loc, am vorbit despre acea cărticică pe care am gândit-o în 2018, în 2019, când i-am făcut contemporane, așa, între ghilimele, pe Dincă Schileru și Mihai Viteazu. Mihai Viteazu are legătură chiar foarte serioasă cu Gorjul. Apoi Constantin Brâncoveanu și mergând până încoace către, firește, Alexandru Ioan Cuza, care chiar dacă nu a fost la Târgu Jiu sau în Gorj, a avut legături, a fost extrem de simpatizat și apreciat de către gorjeni. Dar pentru că tot vorbeam așa, avem și domnitori de origine gorjeană, știm cu toții de Bibești și de Știrbei, până la urmă aceeași ei familie, se numeau aceeași familie, erau frați, dar au avut nume diferite și ei au poposit aici. Și iată, așa, încet, încet am ajuns după acest capitol dedicat domnitorilor români și legăturilor lor cu Gorjul, am ajuns și la Carol I. Da, avem și pe ecran, iată, cartea, așa cum apare ea și cum poate fi găsită în librării. Ne-ați făcut curios, să spunem așa. Carol I, sunt foarte convins că telespectatorii noștri doresc să știe
câteva lucruri. Carol I, care a intrat printr-un loc apropiat de Gorj, este vorba de Severin, da. Și când și-a exprimat într-o formulă de mare impact dorința sa de a nu mai pleca de pe pământul românesc, a venit în Gorj peste un an. A fost întronat, ca să spun așa, în 1866 și a venit în Gorj, unde a vizitat Tismana, în Gorj și Mehedinți, în 1867. A fost însoțit, printre alții, de, i-am putea spune, întemeietorul învățământului medical de la noi, Carol Davila. Și, sigur, Carol Davila tot ținea de vorbă, dar Carol I, domnitorul pe atunci, este rege abia din 1881, i-a solicitat mai multă atenție la ceea ce se întâmplă în jurul său. Caleașca lor era însoțită la Tismana de o lume care părea a se fi despovărat de Orient și trecea către Occident. Adică erau așa numiți mazili în costumele lor tradiționale, erau și români în țăranii gorjeni în costumele populare, dar erau și costume occidentale. Deci simțea Carol I că este o lume într-o schimbare care, pe care el o va susține în perioada următoare. Nu vreau să insistăm asupra domniei lui. Cert este că de pe dealul Bujorăscu, care era la vremea respectivă granița între cele două județe, Gorj și era și Mehedinți. Între timp nu mai este întreg. Între timp, da. Sigur că da. Așa era întreg, da, între timp a fost afectat de către lucrările miniere. Așa, asta ține și de lucrarea pe care ați publicat-o de geografie și despre care poate o să vorbim odată. Geografia asta istorică este o știință care încet, încet se impune tot mai mult și care pleacă tot de pe la laboratorul ăsta de la București al lui Lucian Boia. Dar asta este altă poveste. Ne întoarcem. Acolo a fost preluat de către mehedințeri. Este bine să se știe că a mai fost Carol I, eu l-am mai găsit prezent în 1872, când ce făcea Carol I când mergea în aceste vizite? Prima vizită a făcut-o în Moldova, până la Botoșani. A văzut și nordul Bucovinei. Între timp s-a informat și clar i s-a impus, mergeți la Tismana, unde avem un așezământ religios de secol XIV pe care trebuie să-l vedeți. Ce făcea el? Nu-l împiedicau nici drumurile grele, nu-l împiedicau nici vremea, temperaturile scăzute sau arșița zilor de vară, vroia să cunoască totul, vorbea cu oamenii, mergea la prefectură, la primărie, la spital, în școli, participa la slujbele religioase și în felul acesta îi cunoștea foarte bine pe români. Ei, pentru așa ceva a venit și la Gorj, a urcat și la schit, la Cioclovina, a fost foarte sprinten, de altfel era și tânăr, era la, și tânăr la momentul respectiv. Și în 1872 a fost o altă vizită, de data aceasta în Valea Jiului, unde a discutat probleme de natură economică dintr-o perspectivă geostrategică extrem de interesantă. El în 1872 sugera ca drumul de fier, care a ferată, care venea către Târgu Jiu, să se continue nu pe Valea Jiului, ci prin pasul Vâlcan către Transilvania. Sigur că era o propunere pe care a făcut-o constatând la fața locului ceea ce era acolo și știindu-se despre importanța zăcămintelor din Valea Jiului. Sigur că între timp s-a impus cealaltă formulă cu Valea Jiului, care era mai accesibilă, chiar dacă au fost practicate tuneluri și așa mai departe și chiar dacă a trenat până în 1948. Întorcându-ne la discuție, episodul care s-a întâmplat hazliu în curtea casei lui Dincă Schileru, pentru că Dincă Schileru l-a însoțit pretutindeni
cu recolta aceea foarte bogată de păpușoi, când i s-a dat regelui să mănânce porumb fiert și el se chinuia să utilizeze furculița și cuțitul. Nenea Dincă, așa cum știm, a explicat mult mai simplu ce să se întâmple. S-a derulat acum, în 1872. Cam acestea au fost cele două călătorii pe care eu le-am găsit. Sigur, sunt mulți oameni care au fost într-o relație apropiată cu Carol I de aici, de la Gorj, pentru că aș vrea să le spun telespectatorilor noștri, cartea nu se referă numai la prezența fizică a monarhului la nivelul județului Gorj, ci și la o serie întreagă de alte acțiuni pe care el le-a patronat în legătură cu Gorjul, la relațiile cu oamenii de aici din Gorj. Și cam așa ceva se petrece cu fiecare dintre suverani. Ferdinand vine aici o singură dată, dar lucrul acesta se întâmplă după boala aceea lui teribilă, care era cât pe ce să-l omoare. A venit aici să se relaxeze, a vizitat locuri din zona Hunedoarei, a coborât către noi, a venit la Târgu Jiu, a văzut podul Ferdinand și stăteam și mă gândeam când scriam, până la urmă trebuie să propunem de fiecare dată unele lucruri, s-a numit Ferdinand, probabil ar trebui să se numească și acum Ferdinand, nu mai este cel de atunci podul, așa știm cu toții că a fost demontat și o parte din el utilizată în legătură cu insulița, a văzut podul Ferdinand și ceea ce este important este cel care participă, mă refer la prințul moștenitor Ferdinand, este cel care participă la punerea pietrei de temelie a palatului administrativ, acolo unde temporar, iată, poposește și subsemnatul o vreme. N-a mai venit în Gorj pentru că, așa cum știm, a preluat tronul într-o perioadă foarte complicată pentru noi, a participat la război, a fost retragerea, dar ce vreau să le spun telespectatorilor noștri este că treburile pe care le-a avut și în timpul războiului și după război nu l-au făcut să uite acest județ unde va fi prezentă soția sa, despre care o să vorbim, un al treilea, să spunem, pilon al acestei mici cărțuli. S-a aflat în relații bune și Ferdinand cu personalitățile Gorjului, mă refer la doctorul Nicolae Haznaș, Ioan Culcer, generalul, a fost foarte apreciat de către regele Ferdinand. A cunoscut-o firește pe Ecaterina Teodoroiu ca și Regina Maria. Am urmărit ce a zis și presa, ce au crezut oamenii de cuviință să exprime la dispariția sa din 1927. Pentru fiecare dintre suverani am urmărit acest lucru. În ceea ce o privește pe Regina Maria, Regina Maria, care, așa cum spuneam, i-am dedicat mai multe cărți, a iubit Gorjul întâi de toate din perspectivă religioasă. Starețul mănăstirii Polovragi a fost duhovnicul ei. Una dintre primele călătorii pe care le-a făcut în țară după ce s-a stabilit aici la noi, după căsătoria cu Ferdinand, a fost Vâlcea Gorj. Și este o descriere foarte frumoasă pe care prietenii noștri de prin presă au preluat-o în ultimii ani, care se referă la crucile acestea de jurământ care se găsesc în această parte a Olteniei și care sunt absolut specifice acestor locuri. Au impresionat aceste cruci foarte mult. S-a mai aflat în județul Gorj și după 1918 și a cultivat o relație specială cu oameni de aici, cu deosebire a început
Și practic i-a făcut legătura fiului ei, Carol al II-lea, cu Gheorghe Tătărescu și cu Aretia Tătărescu, de aici și toate aceste înfăptuiri extraordinare care au existat la nivelul Gorjului în cadrul acestei familii. Un personaj oarecum inedit este principesa Ileana, maica Alexandra, care a venit o singură dată în județul Gorj, în 1929, cu automobilul propriu, a fost găzduită de către familia Tătărescu. Da, poate discutăm și legătura cu automobilul și familia regală. Da, și cu principele da. Nicolae. Inclusiv cu principele Nicolae. Toți au avut această pasiune și cu avioanele, unii dintre ei. Așa, și-a condus singură, cum spuneam, automobilul, a vizitat Valea Jiului, dar ce m-a impresionat pe mine a fost pasiunea ei pentru istorie, pentru că amândoi avem pasiunea ei pentru istorie. Unul dintre obiectivele pe care a dorit să le vadă a fost Muzeul Gorjului, care pe atunci se afla în locul unde este centrul Brâncuș din parc. Îi se spunea și, dar văd că nu este trecută în nomenclator, îi se spunea Cula Aretiei Tătărescu, pentru că și ea are și această construcție are înfățișarea unei cule. Și acolo și-a exprimat interesul pentru arta și cultura gorjeană. S-a deplasat la Tismana ca și nepotul ei, Mihai, în 1938, când s-a aflat în Gorj, a intrat într-o horă gorjenească, a prins foarte repede pașii de dans, ritmul acesta ai gorjenilor. Mie mi se pare, trec așa de la una la alta, dar mi se pare când l-am văzut pe principele Nicolae acum câteva zile, cât de repede a reușit să prindă, cât de cât nu la nivel de inițiere totală, meșteșugul olăritului, am fost impresionat. Ca și ritmul naiului și așa mai departe. Deci oamenii aceștia au ceva genetic de a prinde foarte repede și poate o să discutăm și despre aceste elemente. Sigur, mai am două personalități de amintit și care și-au pus foarte puternic amprenta asupra Gorjului. Poate primul dintre ei și mai puternic decât oricare. Este vorba de Carol al II-lea, care, ca nimeni altul poate, a înțeles rolul Gorjului în timpul Primului Război Mondial și cu deosebire, pentru că ați avut recent și eu v-am felicitat public acea prestație foarte frumoasă cu prilejul mesei rotunde organizate de 14 octombrie, Carol al II-lea a înțeles foarte, foarte bine rolul orașului Târgu Jiu în, să spunem noi, în ostilitățile derulate la momentul respectiv, în întârzierea ofensivei germane către capitala țării noastre. Ei, și așa cum știți, în 1933 a oferit orașului Târgu Jiu medalia Virtutea Militară clasa 1, a fost deci prezent, a decorat orașul așa, a fost prezent aici, în mijlocul oamenilor, gorjenii l-au văzut de aproape, lucru care s-a mai petrecut de câteva ori, dar cel mai important moment este cel din 1935, când a fost inaugurat mausoleul Ecaterinei Teodoroiu. Ei, ca pretutindeni, Carol al II-lea a fost în relație cu oamenii și cea mai importantă personalitate, au fost aici tot felul de miniștri la momentul respectiv, dar cea mai importantă personalitate a acestui meleag care a avut o relație apropiată cu regele Carol al II-lea a fost firește Gheorghe Tătărescu și de aici toate aceste deschideri pe care le-a promovat Gheorghe Tătărescu pentru dezvoltarea economică culturală a județului Gorj. Da, și a fost ca niciodată până atunci sau de atunci încolo, sau pentru că a fost încolo o perioadă de maxim dezvoltare pentru perioada respectivă. Rămâne Mihai. Da, apropo de... Sigur că da, rămâne Mihai, care ne apare nouă în această documentare din trei ipostaze diferite.
vede Gorjul din postura de mare voievod, deci de principe moștenitor, da, de rege efectiv și de ex-rege. Da, pentru că a venit după 90 în, a venit după 90 de două ori. Da. Are legătură cu preocupările noastre, împreună cu prietenul Andrei Popete, ne tot străduim să scoatem un album intitulat foarte frumos, ne-am gândit mult la titlul ăsta, Un prinț în țara lui Brâncuș, un album Gorjului. Avem elemente pe arhivă extrem de interesante, care țin de ceea ce s-a întâmplat atunci aici. Împreună cu un num, cu ai săi colegi din clasa Palatina, așa cum știm cu toții, împreună cu niște personalități absolut fabuloase ale momentului respectiv în frunte cu Nicolae Iorga. Sigur că da, el a parcurs câteva zile foarte prolifice aici la noi la Gorj, a făcut fotografii chiar personal, s-a cunoscut cu oameni, avem până și ce au mâncat, nu avem timp noi să vedeți ce feluri de mâncare se luau dimineața, la prânz, seara. Nu, asta le lăsăm cititorilor, surpriza să descopere. Cum era păzit, cum au venit cu trenul aici, cât au făcut până aici, să vedeți cât de mult facem acum în 2020. Mergea mai bine trenul aici. Și sigur, după 1990, cele două prezențe pe care le-a avut Mihai, odată la Târgu Cărbunești, unde anfitrion a fost prietenul nostru Pasti, Cristian Toader Pasti, și la Tismana, unde și-a sărbătorit ziua onomastică. Iarăși interesant și în contextul ideilor pe care noi le-am formulat aici, deși avea o vârstă, până la urmă se întâmplau lucrurile acestea prin 2003-2005, Mihai s-a născut în 1921, facem un calcul și nu era deloc puțin, s-a deplasat personal cu mașina, a venit și până la Cărbunești și până la Tismana, a plecat. Am avut, ca să spun așa, onoarea să-l văd de aproape atunci și viu, dar și în postura cealaltă, pentru că am fost reprezentantul Consiliului Județean la Peleș când la funerarii, a venit la funerarii. Am citit de asemenea exprimările gorjenilor. Dar poate cel mai important moment, pentru că ăsta a generat o altă carte al prezenței lui Mihai în Gorj, este cel din august-septembrie 1944. Aici am vorbit despre această carte tot aici. Anfitrione a fost colonelul Petre Petrescu, despre care în timpul pandemiei am scris o lucrare care de asemenea se găsește, dacă s-o mai găsi, la librăria noastră cea mai importantă, Mihai Eminescu, din oraș. Deci cam acestea sunt pe scurt elementele pe care doream să vi le prezint despre această carte, cum am făcut-o de fiecare dată. Când... Da, și ne-ați făcut curioși, cu siguranță cei care vor să o citească, să o pot găsi, deci, la librărie. În același timp o pot găsi în biblioteci, iată că e foarte important acest lucru. Dar ne-am propus în această seară să abordăm și alte subiecte. Apropo de vizita principelui Nicolae aici în Gorj, el a venit și cu un alt obiectiv, e un proiect dedicat satelor din România, dar e important că a ales și Gorjul în acest periplu, pentru că nu a plecat în toată țara, ci doar în câteva județe. Faptul că Gorjul a fost pe această hartă, la Bihor. Da, a fost pe această hartă, este important, aș putea spune. Este un personaj fermecător care s-a aflat aici, hai să spunem, într-o vizită semi-privată, privată, hai să-i spunem, dar, așa cum precizați foarte bine, într-un interes mai degrabă promovat de către întreaga casă regală a României.
Nu vreau să intru în amănunte care țin de eliminarea sa de pe linia succesorală și așa mai departe, pentru că sunt convins telespectatorii noștri le-au citit. Ce vreau să vă spun este că acolo, la Curtișoara, la acest muzeu în natură foarte frumos pe care îl are Gorjul. Și care a fost... ar putea să fie și mai frumos din ce veștile sunt bune despre Consiliul Județean, un proiect se anunță o investiție foarte mare. O investiție foarte mare, aproape 12 milioane de euro am reușit să capacităm. Muzeul de la Curtișoara o să arate altfel. În intenție avem și muzeul Alexandru Ștefulescu, să amenajăm curtea interioară, să amenajăm o parcare frumoasă unde să vină turiștii, să amenajăm un lapidarium, așa cum au muzeele moderne, să-l reorganizăm, încercăm un proiect de genul acesta. Cert este că dincolo am reușit, lucrurile vor demara foarte repede la nivelul proiectării și Curtișoara va, ca să spunem așa, se va dezvolta atât de mult încât suntem convinși că turiștii vor veni în număr și mai mare aici. La Curtișoara, așadar, i-am oferit câteva exemple din meșteșugurile noastre populare, Olăritul, cum spuneam, dar aici s-a aflat și un grup de copii de la liceul de artă Constantin Brăiloiu, cu profesorul Pasăre de naiști. Profesorul Pasăre i-a explicat cum se confecționează naiul, dar și alte instrumente populare specifice Gorjului. A fost foarte impresionat de modul cum i s-a cântat la frunză, nucă și așa mai departe. Să nu uităm că profesorul Pasăre până la urmă este unul dintre discipolii lui maestrului Gheorghe Zamfir și sigur că a reușit la rândul lui și a cântat cu specialiști de prim, cu vedete de prim rang în domeniu, a cântat pe scenă, nu numai cu Gheorghe Zamfir. Sigur că da. Da. Drumul nostru a continuat pentru că v-am și întrerupt puțin adineori când v-am spus despre prezența sa la Bihor. Drumul nostru a continuat pe Valea Jiului și firește ne-am oprit și am întârziat mai mult la Mănăstirea Lainici, pe care n-o văzuse. De altfel, principele a fost prezent pentru prima dată la o vârstă fragedă, e născut în 1985. Așa, la o vârstă fragedă, să facem socoteala, în 1992 a venit prima dată însoțindu-l pe bunicul său. Da, pe... Bunicul său l-a fascinat și am avut ocazia să-l văd atunci la Peleș, împietrit de durere la dispariția fostului suveran Mihai. E bine, ne-a spus nouă, ne-a mărturisit, pentru că am fost foarte apropiați, am servit și masa la Mănăstirea Lainici, ne-a spus că dorește ca să vadă cât mai multe locuri, să ne cunoască bine țara pe care nu vrea să o părăsească niciodată și să ne ajute. Așa a anunțat oficial că s-a stabilit în România, da, și că... Așa, și să ne ajute și să ne susține la promovarea valorilor tradiționale ale satului românesc și la dezvoltarea satelor românești. Ei, și pe acest fond a venit discuția și cam ceea ce v-am povestit dumneavoastră și telespectatorilor, i-am spus și principelui Nicolae, sigur m-a întrerupt punându-mi tot felul de întrebări, i-am pus și eu, i-am spus că îi dedic cartea urmașului său, nu se știa ce este și nu am senzația că nu se știe până acum, dar a spus, zice, va fi o fetiță. Ah, iată, da, parcă sunt specializați. Da, și seamănă, da, e o tradiție de familie. O tradiție de familie. Da, e un eveniment important, chiar dacă a fost semi-privat, faptul că întreaga conducerea Consiliului Județean în frunte cu președintele sigur și cu da. Cei doi vicepreședinți sau viitori vicepreședinți. Viitor, acum da. Suntem în... Da. Dumneavoastră oricum erați în funcție, că deocamdată... Da, eram în funcție. Așa. Arată că s-a dat importanța cuvenită și
cred că istoricul a avut un rol important în, în această vizită și în această. Și iată, a rămas ca un eveniment important. Poate o să-l găsim cu siguranță precizat într-o carte de istorie peste ani. Indiscutabil, urmașii noștri cu siguranță se vor referi, mai ales că trebuie urmărită și traiectoria acestui tânăr școlit în Anglia, foarte bine pus la punct cultura occidentală, iată, dar și cu cea din România. De asemenea, oameni avem nevoie. Până la urmă, regele Mihai a adus mari servicii poporului nostru, iar noi am făcut câteva imprudențe, să nu le spun altcumva, față de... Da, și dacă ne gândim, iau doar un nu mai vorbesc de Anglia, care e istoria monarhiei într-o singură țară, să spunem așa, e Spania, sunt alte țări din Uniunea Europeană care pot să, la un moment dat, pot să recurgă la instituția monarhiei. Poate să echilibreze lucrurile cum care o ia razna, să spunem. Așa a fost și Spania și așa au fost și alte țări. Dar despre asta cu altă ocazie, pentru că timpul trece, trebuie să abordăm și alte subiecte importante. De fapt, deși sunteți la sfârșitul unei campanii electorale pe care ați terminat-o în fanfar ca și echipă, ați obținut jumătate plusuri, cel mai bun scor din... cred că din istoria Consiliului Județean, de 30 de ani, nu? Da, da, da. Așa. Da, da. Pentru care vă felicităm și pe dumneavoastră ca reprezentant al echipei. Ați avut totuși o agendă plină. Ați avut și alte activități, alte evenimente, le-ați dat curs, ceea ce este foarte important, deci n-ați luat, să zicem așa, pauză, vacanță după ce s-a știut rezultatele, ba din contră. Ați mers la București la un concurs foarte interesant, spuneați că ați vizitat și Palatul Elisabeta, partea cealaltă a casei regale, să spunem așa, și ați participat la un concurs care se referă la obiective din Oltenia. Despre ce este vorba? Concursul acesta este inițiat de grupul CEZ România, știm cu toții, un grup extrem de puternic în care, cel puțin la nivel regional, Gorjul este foarte bine reprezentat și ne bucură lucrul acesta, mai ales că am avut susținere și acum în ceea ce s-a întreprins la Cula și Iacu de la CEZ. Despre ce este vorba? Proiectul se numește Cule în Lumină și mie mi-a plăcut foarte mult acest titlu și în, să spunem, în cuvântul meu pe care l-am avut acolo la deschiderea acestui concurs, pentru că eu am făcut parte din juriu, am subliniat acești termeni, Cule în Lumină. Rectorul Universității de Arhitectură și Urbanism, îi spune acum Ion Mincu, spunea că îi place din promo care s-a făcut acolo cuvântul salvare. Eu i-am spus că mi-a plăcut Cule în Lumină. Așa. Și, sigur, despre ce era vorba, a fost o procedură de selecție cu ajutorul opiniei publice dintr-un număr de 20-30 de cule, nu mai știu exact câte au fost, fost selectate 4, dintre care 3 de la Gorj. Și atunci, sigur că organizatorii, este vorba, sunt 3 parteneri acolo, CEZ-ul, Universitatea de Arhitectură și Institutul Național de Patrimoniu, au considerat că trebuie să fie reprezentat și Gorjul atunci și cel preferat am fost eu. 9 grupe a câte 4 studenți care au lucrat timp de 10 luni la aceste proiecte, deplasându-se inclusiv la cele 3 cule din județul Gorj, este vorba de Cula și Iacu, cea foarte cunoscută, poate și prin emisiunea de la ProTV, Cula de la Mătăsari, de la Runcurelu, aflată într-o situație de degradare teribilă, și Cula de la Samarinești, Larga. Pentru acestea, studenții, cei câte 4 studenți înmulțiți ori 9 grupe, deci au fost 36 de studenți, coordonați de către un cadru didactic, au făcut un proiect complet. Adică, pornind de la analiza locului,
geografică, istorică, demografică, impactul pe care l-a avut de-a lungul istoriei aceste fortărețe, aceste edificii de rezistență, de apărare care au fost culele și au propus proiecte de restaurare, de renovare. Și au ieșit niște minuni. Din astea 9, noi a trebuit să selectăm 3. Firește, cel care vă vorbește nu era specialist în așa ceva. Dar am fost rugat să urmăresc modul cum se prezintă. Fiind și cadru didactic, nu mi-a fost foarte greu să selectez pe cei care s-au prezentat mai bine. Au fost și echipaje, 3 la număr, care au intrat în dialog cu noi online, deși au prezentat proiectele online. Cert este că în momentul de față, 3 proiecte selectate sunt la grupul CEZ, aceștia le oferă autorităților locale, primarilor, respectiv primarilor, pe lângă astea le oferă și niște indicatoare, câte 5-6 indicatoare care în localitățile respective ne vor trimite la obiectivele istorice, urmând ca autoritatea locală să genereze proiecte pe baza acestora de realizare în practica lor. Da. Au fost foarte surprinși, plăcut surprinși, mai ales că din juriu făcea parte și un personaj pe care l-ați avut în emisiune aici, mă refer la arhitectul Vaida de la Institutul Național de Patrimoniu, foarte surprins să constate că deja la Gorj lucrurile, grație acelei asociații foarte generoase și cu ajutorul voluntarilor și mai departe, au luat-o înainte. Deci, iată niște lucruri s-au întâmplat. Da, e pentru mine, nu știu cum va fi posibil lucrul la Runcurelu, pentru că ți-am amintit foarte de el, greu. Pentru că satul este în dezmembrare. V-aș face o precizare. Dar poate fi găsit într-un muzeu, să zicem. Pe mine m-a impresionat una dintre studentele care au prezentat unul dintre proiectele din cele 3 proiecte de la Runcurelu. Știind despre preocuparea aceasta a autorităților de la Bruxelles pentru ecologie, a gândit și o variantă de proiect când s-ar termina cu mineritul în zonă și când s-ar putea stopa, a zis echipa respectivă, exodul populației. Și eu cred că nu se va mai petrece lucrul acesta, dar ei au gândit și această perspectivă și au avut un proiect pentru cula de la Runcurelu la Curtișoara și un proiect pentru cula de la Runcurelu acolo. Nu avem timp să ne spunem foarte multe, dar vreau să vă, numai o chestiune vreau să vă zic aici. Au imaginat la Runcurelu vizite ale turiștilor din mediul urban care să poată să practice agricultura ca pe vremea strămoșilor. Adică un depozit de unelte din secolele 18-19, parcele de pământ pe care le-au imaginat ei și unde, vizitând cula, să se poată și practica câte ceva din aceste îndelătniciri. E o idee generoasă. Cula este într-o stare avansată de degradare. Asta e una. Iar a doua, proiectele mineritului prevăd dispariția întregii așezări. Dar e o idee generoasă dacă s-ar putea face, apropo de zonele miniere, acolo unde se mai poate cu aceste date, să facem un traseu turistic în zonă, să poată explora, inclusiv muncile agricole și toate. Vreau să vă spun că la fiecare dintre cele 9 proiecte sunt imaginate trasee turistice cu obiectivele din jur, legătura cu Dunărea. Este foarte interesant. Suntem pe final de emisiune și n-am vorbit de un subiect foarte important. Rămânem pe ultimile 3-4 minute și cu siguranță vom mai reveni asupra subiectului până încep evenimentele propriu-zise. Avem 2021, anul bicentenar lui Victor Vladimirescu, eveniment pe care dumneavoastră l-ați promovat, ați făcut un proiect mai nou și Parlamentul va lua în discuție o asemenea idee. Da, există o inițiativă legislativă care are legătură și cu Gorjul, firește, care, să spun, legiferează
anul Tudor Vladimirescu și, în al doilea rând, cu siguranță vor fi aprobate de către Parlament, se stabilește o zi de, care să, în care să fie omagiat martirul lui Tudor Vladimirescu și o zi în care să fie omagiat martirul, moartea Ecaterinei Teodoroiu. În același proiect de lege sunt. Dar pentru că timpul ne presează, eu venisem aici cu niște lucruri, dar o să dezvoltăm problematica. Există constituită la nivelul județului Gorj, dar acum, după alegeri, va trebui revitalizată o comisie bicentenar Tudor Vladimirescu, care va fi coordonată de către cel care va fi vicepreședinte pe probleme de cultură. Din comisie va face parte președintele Comisiei de Cultură din noul Consiliu Județean. Instituțiile subordonate Consiliului Județean, care au, să zicem, în obiectul lor de lucru aceste aspecte, și această comisie este deschisă. Deja s-a lucrat în... După ce ne vom constitui, vom oferi un program cu evaluările financiare necesare. Suntem convinși că și Ministerul Culturii ne va susține, așa cum s-a întâmplat și la centenar. Și aici, sigur, noi discutam anticipat, depinde și cum va evolua pandemia, pentru că multe dintre acțiunile pe care noi ni le-am dori, spre exemplu, primăria are ceva extraordinar, un spectacol artistic regizat de un specialist de la București. Dacă Dumnezeu ne va ajuta, vom reuși să realizăm acest program. Dar să știți, și asta vreau să mai fac precizarea, colegii noștri au înțeles, de pildă Biblioteca Județeană are multe elemente care țin de acțiuni legate de bicentenar online. Asta este. Da, vor fi cu siguranță și acțiuni online, vor fi cu siguranță și acțiuni publice, chiar în condiții de pandemie, cu siguranță cred că unele evenimente se vor putea desfășura. Da, sigur. Și va fi sărbătorit și la Gorj și în toată țara. Bicentenarul cred că va fi o sărbătoare națională, așa cum e și firesc. Din păcate, timpul alocat emisiunii noastre s-a terminat. Am vorbit mai mult despre exact ce ne-am și propus, Gorjul și Casa Regală, dar cu siguranță vom vorbi despre Gorjul și Tudor Vladimirescu sau pe urmele Tudor Vladimirescu într-o ediție următoare, în câteva săptămâni, în funcție și de programul dumneavoastră. Mulțumim pentru prezența din această seară. Numai bine și eu. Dragi spectatori, a fost cu noi domnul profesor Gheorghe Nichifor, vicepreședinte al Consiliului Județean, președintele Societății de Științe Istorice din România, filiala Gorj. Mulțumim pentru atenție, la revedere!